Și Creșa, din municipiul Pașcani, știți că este o creșă cu trei grupe, un proiect pe care l-am susținut și sigur nu pot să neg faptul că l-am împreună cu Ioan Năniță, de când eram viceprimar, dar și primarul în funcție pentru că pe atribuții și pe demersurile făcute, singura instituție care putea depune acest proiect era Primăria Municipiului Pașcani. Și atunci, fără acest parteneriat corect în interesul pășcănilor, nu se putea lansa. Aceste proiecte sunt prioritare, drumurile și creșele. Sigur, urmează evaluări pe PND-ul de apă canal. Încă nu știm la acest moment cum va decurge, dar drumurile și creșa, sigur, se vor face la Pașcani. Cu aceste considerații, domnule vicepreședinte,